Desigur, mâncarea e delicioasă, dar poate fi amuzantă doar dacă o folosești ca să-ți păcălești prietenii. Și norocul tău, avem niște farse mortale cu mâncare. Și am zis, nu se poate, dar apoi mi-am dat seama că glumea. Ea chiar vorbește la telefon? Luna? Vorbesc la telefon, doamne! Nu scapă ea ușor! Ești lipită de telefonul tău și acum ești lipită și de masă! Epic! Să mă întorc acolo sus! Hei! Ce e? Încă un minut! Ia masa cu ea! Și prânzul nostru! Ah, uite ce dezastru cumplit! Oh, e așa de jenant! Să te înveți minte să nu mai stai la telefon! Bună treabă, Lizzie! Te afli la conducere! Ciocolata dublă e ce trebuie! Cine are nevoie de o lingură, nu? De fapt, asta arată ca ceva destul de cunoscut! E timpul pentru farse! Care-i chestia care scârbește pe toată lumea? Caca făcut de animalul tău, evident! Uite ce ai făcut, micuțule! Ai o litieră cu un motiv! Scena e pregătită! Ce s-a întâmplat? Ești ok? Vezi asta? Of! Cred că o să vomit! Hai să curățăm! Of, se mai întâmplă accidente! Ia-l pe ăsta! Clar e scârbos, nu? Bucata asta e imensă! Mmm, ce bun! Luna, mănânci caca? Nu pot să mă uit! Să nu vomit! O, Doamne, de ce faci asta? Ah, locul preferat al oricărui mâncăcios! Supermarketul! Cum decidem ce să luăm? Am o listă! Ah, se poate să mă fi luat valul! Hai să ne împărțim treaba! Bine! Unde e laptele? Ah, scuze! Brânză, lapte, ouă... Vai! Sunt împiedicată! Nu s-a vărsat nimic, nu? Stai puțin! Am o idee! Încă niște chestii aici! Ce-a mai rămas? Cereale pentru micul dejun? Pe care să le iau? Ale arată bine! Ești sigură, micuțo? Știi că vrei ciocolată? Te rog, nu mă răni! Mai am atâtea motive de trăit! Luna! Cum de-mi știi numele? Tu ești Lizzie? Vrei să ne jucăm? Se face! Chiar a picat în plasă, ha? Surpriză! Ce s-a întâmplat? Am speriat-o de moarte? La țintă! A fost prea simplu! Lizzie? Bravo, fetelor! Luna e la conducere! Să împarți mâncarea e o scuză grozavă pentru o conversație bună! Oh, mișto! Hei, vezi cum ții chestia aia? Oh, nu! Feriți-vă și ascundeți-vă! Sosesc stropii de înghețată! Uf! Luna! Uite ce ai făcut! Scuze, vorbesc cu mâinile! S-a zis cu ținuta mea nouă! Cred că aș putea să o curăț! Sau aș putea să mă distrez nițel mai întâi! Iau un săpun și pune-l pe un bețișor de înghețată! Topește niște bănuți de ciocolată! Apoi treci la înmuiat! Vei să fie toată acoperită? Pare reală, nu?
Luna? Care-o fi care? Nici nu-mi dau seama! Poftim, dragă! Mersi! Ce aromă e asta? Bleah! E oribilă! Oh, dispar de pe limba mea! A fost haios! A mea e reală, totuși! Și sunt la egalitate! A sosit prânzul! Tăiței? Arată bine! Un pic uscați! îmi dai ketchup-ul? Mersi! Doar ca să fiu sigură! Nici o farsă aici! E super sete azi! Perfect! Fără trucuri, da? N-aș îndrăzni! Sau poate că da? Auleu! Am un geyser de carton aici! Chestia asta nu se mai termină! Abia mai pot respira! Uf! Tu ai făcut-o? N-a ieșit prea bine! Dar i-a dus Lunei un alt punct! Ura! Curățenia e mai bună când poți dansa! ziua de curățenie! Lizzie nu e deloc atentă! Am îmbătrânit 10 ani! Of! Așa! Luna? Mi se pare că aud chestii! Tot neatentă? Perfect! Acum e șansa mea! E aici? Sunt așa agitată! E perfect! Întâi golește recipientul, apoi umple-l cu niște colă albastră! Pare delicioasă, nu? Să începem curățenia! Stai! O aud pe Luna? Acum e momentul! Rapid! E dubios de liniște acolo? E timpul să fac! Încetişor! Nici nu mă vede! Bau! Lizzie? Știi că aia e o travă, nu? E soluție de curățat geamurile! Sigur o să fiu bine! E doar cola, vezi? Și iar m-ai păcălit! Of! Da! Ți-am făcut-o! E 3 la 3! Și egalitate, doamnelor și domnilor! Prietenii care fac farse împreună rămân împreună! Adori să faci o farsă bună? Atunci poate că ți-a dat niște idei clipul ăsta amuzant! Nu uita să-l arăți și prietenilor tăi! Ai văzut clipurile astea? Abonează-te la canalul nostru de YouTube!